Fiți bineveniți în prezența Domnului Iisus Hristos, garantul unui legământ mai bun. Garantul unui legământ mai bun. Când mergi la piață, am învățat de la soția mea lucrul acesta, de aceea stau de obicei în mașină când rar mă duc la piață cu ea, ca să nu... Pentru că dânsa colindă mai întâi toată piața, se uită la toate produsele, după care stă de vorbă cu toate babele, mai ales dacă-s de la Arad. Și când ajunge să cumpere kilogramul acela de roșii, dar mie mi s-a întâmplat să le aduc pe jumătate putrede, ea le ia pe cele mai bune, pe cele mai bune. Cum să nu fac același lucru pe plan spiritual? Să nu iau cei mai bun. Și dacă-s două legăminte, unul dintre ele este mai bun decât celălalt. Hristos este garantul unui legământ mai bun. Am ajuns în capitolul 8 și suntem într-un fel pe o culme, pe ceva foarte important pentru sufletul autorului. Punctul cel mai însemnat, mai însemnat decât acesta nu există, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Cei care au citit epistola către evrei odată de două, de trei ori, nu se poate să nu sune în urechea voastră această afirmație: s-a așezat la dreapta scaunului de domnie în ceruri. Țineți minte cum a început epistola? După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor pe cruce și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Și acum continui versetul 2 din capitolul 8, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi preot, fiindcă sunt cei care aduc daruri după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor viitoare. Umbra lucrurilor viitoare. Dragii mei, după cum umbra unui câine nu mușcă, așa umbra lucrurilor viitoare nu ți le pot oferi. Nu ți poate oferi lumea viitoare pe care ai fost creat să o stăpânești. Deci chipul și umbra lucrurilor viitoare după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți s-a arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Domnul nostru Iisus Hristos este slujitorul adevăratului cort, nu al unui cort în realitatea pământească, chipul cortului ceresc, ci în cortul care n-a fost făcut de mâna omului, ci de Dumnezeu. Are o slujbă mai bună, este garantul unui legământ mai bun și ne oferă făgăduințe mai bune acest legământ. De ce n-aș apuca oferta Lui, care este mai bună decât orice altceva ni s-ar oferi pe pământ? Nu la întâmplare a spus: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragii mei, prin acest legământ mai bun, făgăduințe mai bune, mare preot mai bun, într-un templu mai bun, noi avem o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nădejdea că vom fi reprimiți în prezența lui Dumnezeu, că vom moșteni împărăția Lui, vom stăpâni lumea viitoare pentru care am fost creați. Știți problema de data trecută? Deși Dumnezeu ne-a creat după chipul Său pentru părtășia cu El, pentru a stăpâni lumea viitoare, păcatul care ne-a atins, sau păcatul pe care l-am îmbrățișat, l-am chemat prin neascultarea noastră, ne-a făcut incompatibil cu cerul. În harul Lui, Dumnezeu a trebuit să ne scoată afară din prezența Lui, să nu ne ardă sfințenia Lui. Și de atunci rătăcim, pribegim pe pământ în nădejdea revenirii acasă. Întrebarea este, de ce nu orice drum duce spre Dumnezeu? Ce a făcut Domnul Iisus Hristos ce n-a putut face niciun alt întemeitor de religii? Cu alte cuvinte,
În ce mod lucrează Dumnezeu ca să mă facă compatibil cu împărăția lui Dumnezeu, cu lumea pe care o vom stăpâni? În primul rând, ca miel al lui Dumnezeu, acolo atârnat pe lemn, a rezolvat păcatele omenirii. Păcatele omenirii a plătit în locul tău și în locul meu ceea ce trebuia să plătești tu și Dumnezeu a decretat și El nu se schimbă, plata păcatului este moartea. Moartea înseamnă despărțire în sens final, despărțire de Dumnezeu. De aceea există iad și rai în Scriptură. În al doilea rând, pentru că păcatele sunt făcute împotriva lui Dumnezeu, marele nostru preot a trebuit să curețe templul ceresc de păcatele adunate înaintea lui Dumnezeu. Scriptura spune că Dumnezeu trecuse cu vederea păcatul în vremea îndelungei lui răbdări. Ori un judecător drept nu poate trece păcatul cu vederea. Trebuie să pedepsească păcatul când legea este clară și când este în mod clar călcată. Domnul Iisus Hristos a trebuit să apere onoarea, dreptatea lui Dumnezeu, încărcându-se cu păcatele întregii omeniri. Scriptura spune că El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. S-a dus în cer, a adunat păcatele după modelul marelui preot din ziua ispășirii și a coborât cu ele în închisoarea duhurilor, curățind cerul. Și de aceea îngerii pot cânta în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, acum a venit mântuirea, pârâșul fraților noștri a fost aruncat jos. În al treilea rând, Domnul Iisus a treia zi a înviat din morți, dovada neprihănirii Lui și dovada neprihănirii noastre. Învierea Lui din morți este dovada faptului că, deși a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, a fost fără păcat, fără păcat. Dar este și dovada neprihănirii noastre. Prin învierea Domnului Iisus, Dumnezeu a strigat în întregul univers faptul că ești iertat, sunt iertat. Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său. În al patrulea rând, în dimineața învierii, spune Mariei, nu mă ținea, încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Du-te, spune fraților mei, că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și El a plecat. A plecat, cerul era în picioare și a intrat pe culoarele cerului în onorurile îngerilor și s-a așezat la dreapta măririi și a fost numit mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Doar de pe această postură poate fi El mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Dar lucrurile nu s-au terminat acolo. El s-a întors înapoi. În seara învierii, ușile erau încuiate și s-a oprit în mijlocul ucenicilor și le-a zis, pace vouă. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Luați Duh Sfânt și a suflat peste ei Duh Sfânt. Ioan spune, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și aici nu se vorbește despre ceea ce ni se face nouă, ci despre ceea ce face El. El este Cel ce redeschide porțile împărăției lui Dumnezeu și ne cheamă acasă. Poate veni oricine, poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Și lucrul acesta l-am învățat încă din Vechiul Testament. 5 lucruri terminate, trecute și terminate, pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Sunt ele suficiente ca să fim mântuiți în chip desăvârșit? Răspunsul este nu. Nu, depinde ce teologie ai. Dacă teologia ta îți oferă mântuirea prin două degete ridicate și dacă odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, nu mai ai nimic de adăugat, nimic de scăzut la ea, mă rog, poți să stai cu teologia ta. Biblia mea nu ți-o confirmă. Biblia mea spune că toate aceste lucruri trecute și terminate, atât de mari cum sunt ele, nu sunt suficiente pentru ca să ne mântuiască în chip desăvârșit. Era nevoie și de al șaselea lucru. Ca mare preot, Domnul Iisus Hristos trebuie să trăiască pururea ca să mijlocească pentru noi. Cu alte cuvinte, mântuirea noastră continuă și avem nevoie ca de aer, ca de pâine, ca de apă, avem nevoie de marele nostru preot și de lucrarea lui. De aceea în Evrei, capitolul 7, versetele 24 și 25, citim, dar El, fiindcă rămâne în viață, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Dacă citesc corect textul acesta, trebuie să trag concluzia că mântuirea este un proces.
Nu este un eveniment, ci este un proces de o viață. Și Petru vine și ne spune că prin învierea lui Hristos din morți am fost născuți din nou la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. Dacă am fost născut din nou, eu privesc înapoi spre momentul nașterii mele din nou. Deci este o realitate trecută și terminată. Dar tot Petru ne spune că vom fi mântuiți prin, ca sfârșit al credinței noastre, prin desăvârșirea credinței noastre încercate în foc. Da, încercate în focul ispitelor, al încercărilor, al frământărilor în această viață. Deci, pe de o parte, am fost născut din nou, pe de altă parte, am fost mântuit. Între cele două puncte, am de trăit viața creștină. Problemele mele, dragii mei, nu sunt cu nașterea mea din nou, este trecută și terminată. Și am vorbit despre ea în Evrei. Nu sunt nici cu mântuirea viitoare, pentru că nu încă aici. Problemele mele sunt acum și aici, cu ispitele, cu frământările, cu încercările, cu ridicările, cu căderile, cu toată această viață creștină tumultoasă pe care o trăim în mijlocul unei lumi ostile. Cu alte cuvinte, eu am nevoie de Domnul Iisus Hristos, nu ieri, nu mâine, astăzi. Ce a făcut ieri, a încheiat. Dar am nevoie de El astăzi, 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 câtă vreme se zice astăzi. Cu alte cuvinte, nu sunt mântuit ca apoi să călătoresc liber, fără grijuri, ci sunt în procesul mântuirii și fără Domnul meu Iisus Hristos și lucrarea Lui de astăzi, din acest moment, nu există desăvârșirea mântuirii mele. De aceea spune textul, dar El, fiindcă rămâne pururia, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru El. Cum o face Domnul Iisus în mod concret? Noi putem vorbi în concepte și uneori ne raportăm mai ușor, alteori mai greu la ele, dar pe mine mă interesează în viața mea de zi cu zi, relația mea cu Domnul Iisus Hristos. Am spus și repet, religia nu mântuiește pe nimeni. Puteți să o adunați de la cele patru colțuri ale pământului. Religia este un sistem de garduri pe care noi le ridicăm, să excludem pe unii, să includem pe alții. Ca să fii mântuit ai nevoie de o relație, de o relație personală, vie, de zi cu zi, o relație prezentă cu Domnul Iisus Hristos, care începe în momentul nașterii din nou și continuă până la desăvârșirea mântuirii noastre. Când mă gândesc la mijlocirea Domnului Iisus Hristos, care îmi garantează desăvârșirea mântuirii mele, trebuie să o leg de două aspecte. Există o mântuire în locurile cerești despre care ne-a vorbit Manu duminică, dar ea nu e suficientă. Cu alte cuvinte, e nevoie și de o mântuire aici și acum, în inima mea, și cele două trebuie să împletească, să se îmbuce ca lucrarea Domnului Iisus să se săvârșească în inimile noastre. În Evrei, capitolul 2, versetul 16, citim, negreșit nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avram. Despre noi este vorba. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Am o veste bună. Marele meu preot mă înțelege, îmi cunoaște frământările, luptele, zbaterile, ridicările și căderile. Și poate să-mi vină în ajutor și abia așteaptă să o facă. Abia așteaptă să o facă. Dar întrebarea mea este, cum se întâmplă lucrul acesta? Totul se întâmplă în mod automat, așa cum inspir și respir, nici nu trebuie să mă gândesc la lucrul acesta. Care sunt mecanismele care trebuie puse în mișcare pentru ca mijlocirea marelui meu preot să-și facă efectul în viața mea? Ascultați încă o dată textul, îl citesc a treia oară. El fiindcă rămâne în viață, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Ăsta este un dat. Versetul următor spune și îl aveți în fața dumneavoastră, de aceea și poate, nu zice o face, ci poate să o facă. Este un potențial care ni se oferă. Poate să mântuiască în chip desăvârșit, dar nu pe toți, ci numai pe unii.
pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește purărea ca să mijlocească pentru ei. Nu mă întrebați pe mine, nu știu. Nu știu de ce a făcut Dumnezeu cum a făcut lumea aceasta. Nu știu de ce a făcut un bob de grâu pe care niciun om de știință nu-l poate face. Mi l-a pus în palmă și mi-a spus, băiete, dacă vrei să mănânci pâine, ia-l și pune-l în pământ. Dar, Doamne, asta e cu sudoare. Dacă e cu sudoare, nu mănânci pâine. Nu există nimic care se facă de la sine pentru noi. Nimic. Noi trebuie să cooperăm cu Dumnezeu într-un fel. Și așa e și pe planul mântuirii. El are partea lui, el poate să ne mântuiască în chip desăvârșit, el este cel ce mijlocește pentru noi, dar eu trebuie să mă apropii de Dumnezeu prin el. Trebuie să mă apropii de Dumnezeu prin el. Deci există partea lui și există partea mea sau partea noastră. Partea Domnului Iisus, asta este taina, bobul de grâu are viața în ea. Nu faptul că îl pun în pământ și îl secer și îl macin și fac pâine. Taina este la el. Așa e și în cele spirituale. El mijlocește pentru noi. Cum o face? Ascultați ce spune 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Acum, tot știți ce este o ispită. Tot știți ce înseamnă să cazi sub povara ei. Tot știți ce înseamnă la un moment dat să fii descurajat, să lași mâinile jos, indiferent despre ce-i vorba. Poate fi o încercare, poate fi durere, poate fi o boală, poate fi o nereușită în viață și la un moment dat abandonezi lupta. Vă uitați la bărbați și femei care fac lucrul acesta, după care ridică din nou mâinile și intră în beție și într-un fel au abandonat lupta cu viața, se lasă duș de val. Indiferent că sunt droguri, că e băutură, că e orice altceva, orice narcotice care să-ți ia gândul de la eșecurile și problemele tale. Ce îmi spune textul meu? Este că există cineva care guvernează acest univers. Noi spunem, istoria este în căușul palmei lui. Dar există cineva care nu mă pierde ca pe o roticuță în mașinăria asta uriașă a universului, ci mă cunoaște pe nume, știe puterile mele. Și el știe că sunt într-un anumit stadiu în formarea mea, în viața mea creștină. Dragii mei, nici unul dintre noi nu pune pe spatele unui copil poveri mai mari decât să le poată duce. Copilul s-ar frânge. Dacă copilul este ambițios și vrea să ia o farfurie cu prăjituri, poți să-i o pui în mână dacă ești în spatele lui să-l ajut să o țină. E prea mare pentru ea și de obicei fita unsă cade cu partea unsă în jos și Dumnezeu știe lucrul acesta. Și de aceea el măsoară puterile mele în stadiile formării mele și îngăduie ispite pe măsura puterilor mele. Dar nu numai atâta, adaugă ispitei și mijlocul ca să o pot răbda. Dragii mei, dacă eu cred lucrul acesta, nu voi lăsa mâinile în jos, nu voi abandona lupta, voi rămâne în ea, indiferent cât de grea este ispita. Pentru că știu că Dumnezeul meu nu doar că a măsurat-o la puterile mele, ci dacă mă întorc și privesc cu atenție, descoper și mijlocul biruinței. Dar ce se întâmplă dacă am căzut? Dacă am căzut, slăvit să fie Domnul, că am în cerul un avocat care într-un fel mijlocește pentru mine, avocățește pentru mine înaintea completului judecate țăresc. El este cel care practic reprezintă cauza noastră înaintea judecătorului cel drept. În 1 Ioan, capitolul 2, primele două versete citim, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, observați ce mare har cam cineva să vorbe, să pună o vorbă bună pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Partea lui este să mijlocească pentru noi și el totdeauna o face, dragii mei, uite așa înaintea Tatălui, cu semnele cuielor înaintea ochilor lui. Și Tatăl, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, îmi oferă îndurare și iertare. Dar, spuneam, Domnul Iisus nu o face în mod automat pentru toată lumea. De aceea există și o parte a mea, o parte a noastră. Și partea noastră este să ne apropiem
de Dumnezeu prin El. Să ne apropiem de Dumnezeu prin El. Dar cine este Dumnezeu? Dumnezeu este judecătorul cel drept. Este lumina în care nu este întuneric. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim și vouă este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Vă dați seama că atunci când te apropii de Dumnezeu și vii în lumină, absolut orice umbră se vede. Orice lucru, nimic nu poate fi ascuns. Dacă zicem că nu avem păcat sau că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, observați de ce mă apropii de Dumnezeu prin El, pentru că n-am nicio șansă altfel. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. A te apropia de Dumnezeu înseamnă a-ți pune păcatele pe frunte, a le scoate la lumină, a lăsa lumina lui Dumnezeu să te radiografieze de sus și până jos și până în măduvă, până la motivație, atitudini, gânduri, vorbe, fapte, absolut totul să fie scos la lumină. Dragii mei, cele mai hidoase ascunzișuri sunt acolo unde nimeni nu vede. Poți să-ți dai trupul să fie ars dintr-un motiv greșit. Cu alte cuvinte, fațada înșală pe oameni, dar nu pe Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște în întregime. De aceea, pentru a fi iertat, trebuie să recunoști păcatul, să-ți mărturisești păcatul și să te lepezi de el. Nu poți atunci când ieși din prezența lui Dumnezeu să iei păcatul de la ușă, să te întorci înapoi în viață cu el. Nu. Trebuie să dezbraci păcatul. Astfel, fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, de spune autorul Evreilor în capitolul 4, începând cu versetul 14, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Atunci când mă uit la ajutorul pe care Domnul Iisus mi-l oferă din cer, în primul rând El îmi oferă protecție, cu alte cuvinte, nu îngăduie să fiu ispitit peste puterile mele și de aceea lupta continuă. Nu las mâinile jos, nu mă dau bătut. Dacă cumva am căzut, mă ridic din nou. El îmi oferă protecție. Dar dacă s-a întâmplat să cad, El îmi oferă înțelegere, la El găsesc milă, mijlocire, îndurare și iertare. Și din pricina Lui, relația de Tată-Fiu între mine și Dumnezeu poate continua, slăvit să fie numele. Poate continua. De ce? Pentru că am la Tatăl un mijlocitor. Dar ceea ce îmi încălzește inima, când mă gândesc că am la Tatăl un mijlocitor, nu știu exact pe unde să-L caut. E așa de greu să te raportez la lucrurile astea. Și de aceea, gândiți-vă că Scriptura vorbește despre un mijlocitor pe care nu-l caut așa, ci-l caut așa. Domnul Iisus mijlocește din inima mea, cu alte cuvinte, El simte toate bătăile inimii mele, motivații, atitudini, vorbe, este acolo, în lăuntrul meu. Nu spune Scriptura că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Ascultați ce a spus Domnul Iisus ucenicilor săi în Ioan capitolul 14, începând cu versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și Iuda, nu Iscariotianul, întreabă, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el, noi cine? Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vom veni la el și vom locui împreună cu el. A locui împreună cu cineva, vi se pare că e o vacanță de 2 săptămâni?
s-ar putea să fie, dar noi tocmai am citit că El trăiește în veac ca să mijlocească pentru noi, a locui în noi Sfânta Treime prin Duhul Sfânt înseamnă o relație personală de zi cu zi, de ceas cu ceas. Dacă Domnul Iisus este Cel care ne mântuiește în chip desăvârșit prin mijlocirea Lui, eu trebuie să conjug mijlocirea din ceruri cu cea din inima mea. Cu alte cuvinte, doar când împletesc cele două feluri de mijlocire a Domnului Iisus Hristos, mă pot gândi la o mântuire în chip desăvârșit. Mijlocirea din inima mea este una mult mai intimă. Este o mijlocire în care totul e gol și descoperit, în care nimic nu pot ascunde, în care vede totul, în care știe totul, în care înțelege totul. Domnul Iisus Hristos este acolo. Pavel numește noul legământ un legământ al Duhului, nu al slovei. Foarte interesant. El este garantul noului legământ, a unui legământ mai bun. Dar legământul acesta este un legământ al Duhului. Capitolul 2 din 2 Corinteni, începând cu versetul 14. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul Lui de biruință în Hristos, care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Oare nu asta e menirea noastră? Dar cum se întâmplă? Observați, El mă poartă în carul de biruință în Hristos, eu sunt în carul Lui și El este în inima mea. Ce interesant! Eu în El și ei în mine, da? Dacă Domnul Iisus este în inima mea și dacă mijlocirea Lui are efecte în viața mea, mireasma cunoștinței Lui o răspândesc pe oriunde merg. Scriptura spune, sunt sare și lumină. Când Domnul Iisus spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, nu îndrăznesc să aplic treaba asta la noi, dar cam așa ar trebui să fie lucrurile. În capitolul 3, versetul 5, El vine și spune, nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva, ca venind de la noi, destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Domnul, care ne-a făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. Că slova ucide, slova omoară, Duhul dă viață. Dacă Iisus este garantul noului legământ și dacă noul legământ este un legământ al Duhului, atunci mijlocirea Domnului Iisus nu pot rupe de mijlocirea Lui prin Duhul Sfânt, care este în inimile noastre. Duhul lui Dumnezeu este în inima noastră ca mijlocitor. Am spus altă dată, termenul acesta de mijlocitor sau paracletos este atribuit la două din cele trei persoane ale Trinității. Domnul Iisus este mijlocitorul nostru la Tatăl, El pledează cauza noastră înaintea completului de judecat din cer, dar Duhul Sfânt este avocatul Domnului Iisus Hristos în inima noastră, nu-i avocatul meu. Cu alte cuvinte, e normal ca Domnul Iisus să-și continue, să-și facă lucrarea de mijlocire prin Duhul Sfânt, care este în slujba Lui. Duhul Sfânt ne-a fost dat să-L proslăvească pe Hristos, să împlinească planurile Lui Hristos în viețile noastre. Pentru a fi mântuiți în chip desăvârșit, mijlocirea din cer trebuie să împletească cu mijlocirea din inima noastră. Mijlocirea Fiului la scaunul de judecată al Tatălui, cu mijlocirea Duhului Sfânt în viața fiecăruia dintre noi. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus ucenicilor Săi în Ioan capitolul 16, începând cu versetul 7. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul sau mijlocitorul sau avocatul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Revin la textul nostru din versetul 25 din capitolul 7. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit. Nu mântuiește în chip desăvârșit, poate să mântuiască în chip desăvârșit. Și urmează o condiție, pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Cu alte cuvinte, eu pot bloca mijlocirea Domnului Iisus Hristos, neapropiindu-mă de Dumnezeu prin El. Dar de ce aș face-o? Dragii mei,
omenește vorbind, ridic din nume, zic, nu știu. Scriptura îmi spune în sclavă ce? Păcatul înșală, înfășoară lesne și împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă mă desparte Dumnezeu. Nu e așa când erai copil și ai dat de bombonieră în care nu era voie să umbli, dar ai găsit-o pusă prin dulap și ai umblat la ea și a venit acasă mama, ai stat cu ochii în pământ, nu-i așa? Cu alte cuvinte, ți-ai găsit orice de lucru să-mi stai de vorbă cu ea, să nu trebuiască să-i dai socoteală. Exact la fel se întâmplă când noi mergem împotriva lui Dumnezeu, ne încărcăm cu vinovăție, nu prea ne vine să-i vedem fața, pentru că știm că totul e gol și descoperit înaintea lui și atunci ne ascundem cu frunze ca și Adam și Eva, am auzit glasul tău și mi-a fost rușine pentru că-s gol, gol, din pricina goliciunii pe care ți-a dus-o păcatul. Cu alte cuvinte, când păcatul intră în viața noastră, există șanse uriașe ca să nu dorim să ne apropiem de Dumnezeu. Degeaba avem la Tatăl un mijlocitor care așteaptă să avocățească pentru noi dacă eu nu mă apropii de Dumnezeu prin El. Nu mă apropii de Dumnezeu prin El. Și aici este importantă mijlocirea Domnului Iisus din inima noastră prin Duhul Sfânt. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată. Am și eu experiențe în viață la care mă gândesc cu groază și nu-mi place să vorbesc despre ele, dar lucruri în care, din neglijență, Dumnezeu știe motivațiile adânci, am făcut ce nu trebuia. Dragii mei, știam că trebuie să rezolv problema, m-aș fi bucurat să o pot uita. Au trecut săptămâni de zile și nu le-am uitat. Până când n-am rezolvat problema, până atunci n-am avut liniște. Am fost în pauză și 3 ani a venit la mine și a început să-mi povestească plângând o poveste din Canada. Unul din frații noștri pocăiți avea o afacere floritoare, dar ca bun român, care nu-i place porunca 7-a, a știut să fenteze fiscul și să-și adune bani. Duhul Dumnezeu l-a împins să lucreze în biserică. Pe orice muneam mâna în biserică, toate cădeau din mâini, nimic nu-i mergea. La un moment dat, și-a luat inima în dinți, s-a dus la fisc și a spus toate minciunile și a pus toată inima pe... Ăștia s-au uitat la el ca la felul 3, era român, cinstit. Au zâmbit, i-au eșalonat toate datoriile. Știți ce spune cel care e membru în aceeași biserică cu el? De-a doua zi, parcă un vulcan a erupt, nu l-a mai recunoscut oamenii, absolut liber să slujească pe Dumnezeu, fără poveri. Asta e lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Dragii mei, dacă n-ar fi mijlocirea aceasta intimă, lăuntrică în noi, în care Duhul lui Dumnezeu să ciocănească la conștiința mea, să-mi spună ce am de rezolvat, poate nu m-aș apropia de Dumnezeu niciodată. Pentru că păcatului care m-a atins nu-i place. Cum lucrează Duhul Sfânt? Are 2 mijloace ale Harului, sabia Duhului și comunitatea Duhului. Despre asta am vorbit deseori. Am să citesc doar din Evrei texte care se potrivesc. Versetul 12 din capitolul 4. Cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului, spune Pavel, este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu 2 tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nicio făptură nu este ascunsă de el. Totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Observați, când mă apropii de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, totul este gol și descoperit. Dar cum își face lucrarea Duhul Sfânt în inima mea? Păi nu poate face. Și vă spun de ce. De dimineață, de când mă scol, luni și până duminică, până când vine cealaltă dimineață, eu n-am vreme să citesc cuvântul. Am atâtea alte lucruri de făcut. Dumnezeu ți-a spus că-ți dă pâinea și mâncarea pe deasupra. De ce nu-ți faci timp să pui mâna Duhului sabia lui? Nu știu dacă vi s-a întâmplat să stai înaintea cuvântului Dumnezeu. Nu-ți ține cineva o predică, ci Duhul Sfânt vorbește cu tine și pune degetul pe viața ta.
Și până când nu rezolvi problema, nu te lasă în pace. Nu te lasă în pace. Observați, când vii înaintea cuvântului lui Dumnezeu și nu la întâmplare, spune Scriptura, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu trăiește omul. Dragii mei, sabia Duhului o punem noi în mâna Duhului Sfânt, astfel putem obstrucționa lucrarea Lui în viața noastră. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, versetul 11-7 din capitolul 3, astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. De ce? Pentru că au refuzat mijlocirea Domnului Iisus Hristos din inima lor, prin Duhul Sfânt. Mijlocirea Marelui Preot din inima lor, prin Duhul Sfânt. Dar dacă este adevărat că inima mea se poate împietri, Dumnezeu care dorește să mă mântuiască în chip desăvârșit, fără să mă întrebe, la nașterea din nou, mă botează în trupul lui Hristos. Noi avem tot felul de catastife și ne mutăm dintr-o biserică locală în alta. Dragii mei, nu despre asta e vorba, ci despre biserica lui Hristos, în care ești botezat în momentul nașterii din nou. De ce? Pentru ca să te poate mântui în chip desăvârșit, cuvântul care lipsește din viața ta, uneori trebuie să fie adus de frații tăi înaintea ochilor tăi. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, păcătuit înseamnă a călca cuvântul lui Dumnezeu, deschide Biblia, du-te cu autoritatea cuvântului la el. Asta este rolul bisericii. De ce? Ca în sfârșit cel înstrăinat de Dumnezeu se apropie de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Versetul 12 din capitolul 3. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, care să zădărnicească desăvârșirea mântuirii voastre, aș pune în termenii textului de astăzi, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, asemenea lui, mântuiți în chip desăvârșit, dacă păstrăm până la capăt, până la sfârșit, încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Dacă răsfoim paginile din Evrei și ajungem la concluzia teologică a cărții, pe lângă punctul cel mai însemnat, el aduce un alt lucru foarte însemnat înaintea noastră, în capitolul 10. După ce ne-a spus că avem o intrare liberă la Tatăl, el vine și ne avertizează să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, ce înseamnă a păcătui cu voia? A obstrucționa mijlocirea Domnului Iisus Hristos pentru desăvârșirea mântuirii noastre. Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Am fost creați ca să moștenim lumea viitoare. Imaginea care le refocalizează mereu alergarea spre țintă. Am fost creați să moștenim lumea viitoare. Păcatul, în schimb, ne-a atins și ne-a stricat. Ne-a făcut incompatibil cu cerul. Nimeni nu poate intra pe porți în cetate. Nu poate neputrezirea să moștenească, sau putrezirea să moștenească neputrezirea, ne spune Pavel. Carnea, sângele, nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Din pricina incompatibilității noastre cu împărăția, Dumnezeu a trebuit să ne alunge din prezența sa. Ca să ne poată reprimi în prezența sa, l-a trimis pe însuși Fiul Său, într-un trup ca al tău și al meu, ca să desăvârșească mântuirea, să aducă mulți fii la slavă. Pentru aceasta, în primul rând, ca miela lui Dumnezeu,
a trebuit să rezolve problema păcatului, să plătească pentru păcatul tău și păcatul meu în fața unui Dumnezeu drept care nu trece cu vederea păcatul, care trebuie să împlinească legea sa. În al doilea rând, pentru că păcatul este făcut împotriva lui Dumnezeu, a trebuit să curețe templul ceresc de toate păcatele omenirii. În al treilea rând, a treia zi a trebuit să învie din morți, dovada neprihănirii lui și dovada neprihănirii noastre. În al patrulea rând, după ce a fost numit mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, așezat la dreapta măririi, a putut coborî în mijlocul ucenicilor săi în seara învierii ca să boteze cu Duhul Sfânt, să redeschidă porțile împărăției lui Dumnezeu. Se poate să strige întregul univers, poate veni oricine, poate veni oricând, dar atenție, nu poate veni oricum. Nicodime, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Este incompatibil cu împărăția lui Dumnezeu. Dar spuneam, toate aceste lucruri, deși sunt extraordinare, trecute și terminate, sunt insuficiente pentru ca tu și cu mine să fim mântuiți în chip desăvârșit. Mai lipsește încă un lucru. Și acest lucru vizează ziua de astăzi. Vizează prezentul nostru. Vizează umblarea noastră cu Dumnezeu. Vizează viața noastră creștină în cenușiul săptămânii. Ca mare preot al bunurilor viitoare, El mijlocește pentru noi în cer și în inima noastră. Și când cele două mijlociri se conjugă, se împletesc, când nu ridicăm bariere înaintea lucrării Domnului Iisus Hristos, procesul mântuirii se desăvârșește în noi. Dar El, fiindcă rămâne pururea, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul, de aceea și poate, nu zice ne mântuiește, poate să ne mântuiască în chip desăvârșit. Pe cine? Pe cei ce se apropie de Dumnezeu și am văzut ce înseamnă lucrul acesta prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru El. Să mijlocească pentru noi la Tatăl ca avocat al nostru, pledând cauza noastră înaintea completului de judecată, ori de câte ori merităm pedeapsa, și să mijlocească pentru noi, din inima noastră, ca mângâietor, consilier, sfătuitor, mijlocitor. Din cer, ajutorul Domnului Iisus Hristos vine prin protecția Lui, să nu fii ispitit peste puterile tale, prin mijlocul pe care ți-l oferă, să ieși din ispită, dar dacă s-a întâmplat să cazi, prin înțelegerea pe care o vezi pe fața Lui, să ne apropiem cu deplină încredere, milă, mijlocire, îndurare și iertare. Ce extraordinar har! Dar până acum am vorbit doar despre dezbrăcarea hainelor murdare. Când eram copii, ne plăcea să ne bălăcim pe unde e băltoacă mai mare. Tocmai ne-a dat mama haine curate, unde crezi că intră copilul? Unde-i tot stropit din cap până în picioare? Vine mama și îl dezbracă, bagă hainele la spălat, îl îmbracă din nou, copilul se întoarce înapoi în aceeași băltoacă. Dacă asta e mântuirea, dragii mei, atunci n-am spus aproape nimic despre ea. Există și o parte pozitivă. Partea aceea pozitivă este, după ce ți-a dat hainele murdare, vezi băltoaca, te tentează, dar zici, da. Dar unde vine puterea asta să zici nu? Să biruiești ispita. Să cazi din ce în ce mai rar. Să ai din ce în ce mai putere, mai multă putere. Dar nu-i doar în lupta mea cu păcatul, ci vin din când în când în oglindă. Vezi o schimbare pe fața ta? Dacă nu vezi niciuna, înseamnă că nu există mergere spre casă. Nu există o devenire într-o asemănare a chipului fiului său. Cu alte cuvinte, a fi mântuit în chip desăvârșit nu înseamnă doar să-ți dai mereu hainele la spălat, ci înseamnă să fii transformat din ce în ce mai mult într-o chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus n-a spus ucenicilor săi doar atât. Când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Da, a spus lucrul acesta și este prima lucrare pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră, când păcatul a intrat în viața noastră. Dar El a continuat. Vă va
călăuzi în tot adevărul. Vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Vă duc prin viață, sunt tentații și în stânga și în dreapta Duhului Dumnezeu. Mi-aduce aminte de Scriptură, dacă am citit-o. Dacă am citit-o. S-a citit un text aici, Tavi s-a uitat la soția lui și au zâmbit, nu știu de ce, am să-i întreb după aceea. Probabil că este exact textul care l-au citit amândoi acasă, s-ar putea. Dar observ, exact lucrul acesta îl face Duhul Sfânt în noi. Ai citit un text, ți-l aduce aminte. Vă spuneam experiența copilului unui prieten drag din Australia. Drogat, prins, dus la poliție, atârnat de o bară și bătut cu bestialitate. Și în timp ce în gemetele lui nu mai putea, a început să îngâne. Our Father who are in heaven. Când l-au auzit polițiștii că rostește rugăciunea Tatăl nostru, s-a oprit. L-au dezlegat și l-au lăsat în pace. Nu știu cine i-a adus aminte la copilul acela cuvântul care l-a pus în mintea lui. Vă va călăuzi în tot adevărul. Dragii mei, spuneam dimineață că mi se întâmplă un lucru ciudat. Stau de vorbă cu oamenii și au licențe și doctorate. Oamenii înțelepți în felul lumii, le zbârnăie mintea pe coordonatele pe care sunt așezați. În mod ciudat, când vin în fața Scripturii, sunt analfabeți. Mi s-a întâmplat de prea multe ori ca să-mi pun întrebări. Ce se întâmplă? De ce oamenii ăștia care au studiat tomuri întregi și au dat examene în fața Scripturii nu știu lega două cu două? Am aflat din Scriptură răspunsul. Cineva trebuie să-ți deschidă mintea ca să pricepi Scripturile. În Luca, capitolul 24, când Domnul Iisus în seara învierii a venit înapoi, spune așa, Ioan zice, a suflat peste ei Duh Sfânt, Luca spune, le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Știți ce au făcut ucenicii în 10 zile? Au mâncat Scripturile, toate textele au început să vină la lumină. După 10 zile s-au ridicat în picioare, s-au înfruntat o lume întreagă, știind în ce cred. Pentru că le-a deschis mintea. Asta înseamnă a fi călăuzit în tot adevărul. Duhul Sfânt insuflă și inspiră și așa avem Scripturile. Duhul Sfânt a ajutat biserica să le canonizeze, dar când vin în dreptul meu, eu interpretez, mă chinui, gramatică. Dacă n-am lumina Duhului Sfânt, nu pricep prea multe din Scriptură. Observați cât de important este partea asta pozitivă. Ori, pe măsură ce înțeleg Scriptura, Duhul Dumnezeu poate folosi în viața mea, poate ciopli, poate scoate zgura afară, mă poate modela tot mai mult într-o chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Dar mai mult, spune Domnul Iisus, vă va descoperi lucrurile viitoare, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Doamne, este ce este al tău? Tot ce are Tatăl este al meu. Câți dintre noi ne sculăm luni dimineața cu gândul la Noul Ierusalim și începem săptămâna respectivă, muncind pe brânci și cântând de bucurie, indiferent ce avem de făcut, pentru că avem o nădejde. Dragii mei, dacă Duhul lui Dumnezeu este liber să lucreze în mine și dacă El este avocatul lui Hristos în viața mea, va aduce din lucrurile lui Hristos, mă va ademeni. Spuneți-mi, de ce visează o mireasă la mirele ei când El este dincolo de ocean? Well, nu așa ar trebui să se întâmple și cu noi? Să ne vadă oamenii câteodată pierduți și gândindu-ne la o altă realitate. După care să ne trezim, să punem mâna pe lopată sau pe cei în mâna noastră, să mergem mai departe. Vă va descoperi lucrurile viitoare, va lua din ce este al meu și vă va descoperi, ne spune Scriptura. Aș încheia cu un text. Poate că cel mai fascinant sau cea mai fascinantă parte a mijlocirii Domnului Iisus Hristos este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face modelând în mine chipul Său. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, ni se spune, noi toți privim cu fața ca într-o oglindă slava Domnului. Dar de ce privim slava Domnului? Pentru că pe chipul Domnului Iisus vedem mântuirea aceea desăvârșită spre care tânjim. Aia este mântuirea spre care tânjim. Și textul spune, și suntem schimbați din slavă în slavă
pentru chipul și asemănarea lui prin Duhul Domnului. Wow! Efectul mijlocirii sau a desăvârșirii mântuirii noastre trebuie să o văd eu și trebuie să o vadă cei din jurul meu. Trebuie să fiu astăzi mai grabnic la am recunoaște vinovăția și am cere iertare decât am fost ieri. Dar mai mult, trebuie să fiu mai puternic astăzi în fața ispitelor decât am fost ieri. Dacă nu obstrucționez lucrarea mijlocitoare a Duhului Sfânt, adică dacă mă apropii de Dumnezeu prin El. Mă apropii de Dumnezeu așa cum se apropie un fluture de o lumină noaptea. El este lumina. Acolo sunt atras. Despre asta cânt, asta aștept. Are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să ne mântuiască în chip desăvârșit, dar nu pe toți. Pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. Ați-mi voie să închei spunând, n-am nevoie de Hristos doar să-mi ierte păcatele, ci am nevoie de Domnul Iisus Hristos să umblu cu El în fiecare zi, să trăiesc cu El, să am o relație vie cu El.